Salutare, stimați urmăritori și fani! Bine ați venit la un nou episod cu aventurierul nostru, Haiducul Wild! Vrem să le mulțumim grupurilor de social media și colaboratorilor pentru sprijinul acordat acestui proiect unic din România, dedicat Enciclopediei Naturii. Vă invităm să ne sprijiniți prin distribuirea și urmărirea paginii de Facebook Haiducul Wild. De asemenea, nu uitați că abonarea la canalul nostru de YouTube cu același nume este gratuită. În episodul de astăzi, Haiducul va explora o zonă destul de periculoasă din cauza animalelor sălbatice care o populează. Misterul de astăzi poartă numele de Iarba Fiarelor, fiind cunoscută și sub denumirea de Iarba Tâlharilor, ceea ce explică interesul multora pentru puterile sale magice. Se spune că doar anumite specii de animale, precum ariciul sau ciocănitoarea, au abilitatea de a o descoperi. O credință populară românească susține că Iarba Fiarelor nu crește niciodată în același loc, ci doar acolo unde moare un drac lovit de trăsnet. Doar două ființe din lume o pot găsi, ariciul și ciocănitoarea. Mulți oameni au folosit această superstiție, închizând pui de arici în cuști, sperând ca mama lor să vină cu iarba în gură pentru a-i elibera. Pentru a dezlega această legendă, Haiducul este nevoit să caute cele două animale menționate, însă nu se știe dacă va reuși să se întâlnească cu ele. În drumul său, el întâlnește câteva căprioare puțin iritate, semn că un prădător carnivor se află în apropiere, ceea ce îl face să fie mai atent și să-și mențină urechile ascuțite și ochii în patru. A trebuit să confrunte un traseu dificil, cu multe urcușuri și coborâri, până a decis să se oprească pentru a se odihni și a sta la pândă pentru a surprinde, în esență, cele două sălbăticiuni menționate în legenda Iarba Fiarelor. Multe filmări sunt obținute de pe camerele de supraveghere fixe, care adesea sunt distruse de animalele sălbatice. Locul unde a poposit pare rupt din povești, fiind un peisaj idilic și în același timp de o frumusețe extraordinară. Astfel, s-a așezat pentru a observa ce animale tranzitează prin acea zonă. Pânda este o metodă eficientă, dar necesită multă răbdare și intuiție. Camuflarea joacă un rol important, atât pentru a fi mai puțin vizibil, cât și pentru a te proteja de animalele periculoase, care s-ar putea să te confunde cu un copac. Mai așteptăm câteva momente, iar dacă nu apare niciun animal, o să ne continuăm drumul. Să nu uităm că, chiar dacă unele animale nu pot vedea la distanțe foarte mari, acest lucru nu înseamnă că nu te pot simți. Simțurile animalelor sunt atât de ascuțite, încât un lup te poate localiza de la 2 km distanță doar prin auzul său. De obicei, animalele vegetariene caută hrană dimineața și seara, în timp ce prădătorii sunt mai activi noaptea. Prin urmare, este inutil ca haiducul să mai spere la o apariție și să decidă să meargă din nou spre pădure. Se pare că pădurea este populată de șacali, deși aceștia nu constituie un pericol semnificativ. Haiducul ia câteva măsuri de precauție. Am auzit o mișcare acolo, în tufișuri. Iată că natura l-a răsplătit pe haiducul cu ceea ce căuta
iar după un drum obositor a întâlnit în sfârșit primul animal despre care se spune că cunoaște iarba fiarelor, ariciul. Înainte de a explora ceea ce ne interesează, haideți să descoperim puțin despre modul de viață și mitologia ariciului. Ariciul este un mamifer mic, cunoscut pentru spinii săi caracteristici care îi acoperă corpul. De obicei, au o lungime de aproximativ 30 de centimetri. Aricii sunt omnivori și se hrănesc cu insecte, melci, fructe și iarbă. În folclorul european, ariciul a fost considerat un protector al grădinilor, ajutând la menținerea populației de insecte dăunătoare. În cultura celtică, aricii erau asociați cu înțelepciunea și cunoașterea, fiind considerați animale sacre care aduc revelații. Aricii erau adesea menționați în povești ca fiind călăuze în căutarea adevărului. Aricii, prin natura lor și comportamentul defensiv, au inspirat diverse mituri și legende, fiind adesea considerați simboluri ale protecției, înțelepciunii și norocului în diferite culturi. După ce haiducul a urmărit timp de câteva ore traseul ariciului, a ajuns la o concluzie referitoare la ceea ce căuta între mit și realitate în legătură cu legenda iarba fiarelor. Povestea ariciului care caută iarba fiarelor ne învață despre importanța cunoașterii naturii și a respectului față de toate creaturile vieții. De asemenea, subliniază ideea că fiecare ființă are un scop și o abilitate unică de a supraviețui. Haiducul spune: căutarea ierbii fiarelor de către arici este o metaforă a căutării cunoașterii și a înțelepciunii în natură. Această legătură profundă între arici și plantele din mediul lor evidențiază importanța echilibrului ecologic și a respectului față de natura care ne înconjoară. Haiducul a reflectat asupra celor spuse și a decis să-și continue călătoria prin natură. Echipat cu un detector de metale autorizat, pe care îl folosește la fiecare explorare, el își propune să descopere în zona ariciului diverse obiecte care să confirme informațiile obținute în această căutare. Se pare că traseul ariciului este plin de surprize, iar noi descoperim un prim obiect care pare a fi o bijuterie. Continuând să meargă, haiducul descoperă multe obiecte, ceea ce îi întărește credința în puterea ariciului de a aduce noroc. Iată că a ieșit la lumină o monedă de argint, ceea ce face ca această căutare să reprezinte o lecție de viață pe care o învățăm de la animalele sălbatice. Puterea naturii în mitologie este un subiect complex, care ne învață despre respect, echilibru și legătura profundă dintre oameni și mediul înconjurător. Aceste povești antice continuă să inspire și să ofere lecții relevante și astăzi. Ce se întâmplă în episodul următor? Ce a descoperit haiducul? Dacă vreți să fiți la curent cu viitoarele episoade, vă puteți abona la canalul nostru de YouTube, Haiducul Wild, gratis, disponibil și pe TikTok, sub același nume. Urmăriți-ne și pe pagina de Facebook. Până data viitoare, numai bine!